Păi da. Atunci am dat o grămadă de bani pe medicamente și asta și acum că e mai răcoare și e mai liber față. Vă faceți treaba, că da. Luați un ban, dar că se tăie nici să n-au unde. Asta e, ce să faci? Da, să dura de grămadă. Deci, vă cred. Știi. Sănătate. Mai au ceva de la mega prieten, nu ce prețuri mai au. La ce veneam eu în urmă, nu vă era milă de mine. 15 bani. Nu vă era milă de mine, știu eu. Aveți 15 bani? Nu, nu. În păcate. Mă mai uit? Hai să mă uit. Am reușit să-mi aranjez tot ce am adus din America. Ia uitați. Șepci, Adidas. Mecalcins, prăjituri, săpunuri. Ciocolată, gume, șampoane, de toate, prieteni. Am și aici tot bomboane, am și aici. Nu, ciocolată. Aici, la fel. Bam. Salutare, prieteni. Haideți să vă citesc comentariile. Și pentru mama, că sunt foarte multe comentarii pe care nu le-am citit de când am plecat. Am mai primit o grămadă de comentarii și mama n-are de unde să știe ce și cum. Ea se uită de când la televizor, prieteni, n-are pe telefon să uite cum ne uităm noi. Uite ce spune Paulina. Mama, Nina se vede că este cam supărată că pleci așa, că pleci. Așa sunt mamele, îi doresc sănătate multă și numai bine mamei tale, o femeie de nota 100. Constantin, asemeni foarte, foarte mult cu măicuța ta, mulțumesc. Mai găsit decât una așa mai bine ca tine lipsă, adică decât una cum are Leo, vrea să spună Constantina. Nu știu ce să zic. E bine așa. Spune că face baba mâncare, până acum se va uita. Aha. Ai dreptate, Cristi, bine gândești, spune Ioneli. Maria, bună ziua, Cristi, bună Maria. Ștefania, bravo, ești tare, mulțumesc, Ștefania. Elena, moderatoarea lui Leo, o seară frumoasă, Cristi, să fii sănătos și mamei tale pupici. Mulțumesc la fel, Elena, o seară frumoasă. Ana, bună seara, Cristi, și bine ai ajuns acasă. Voi aveți căldură în sectorul 6, sunt amortite, o seară plăcută, i-am răspuns Anei. Vezi că sectorul 3, da, au dat drumul la căldură. Mulțumesc, Ana. Mulțumesc la fel, o seară frumoasă. Bine ai venit, Cristi, te-ai îngrășat în America, spune Constantina. Și am spus, vreau să văd și eu poze cu tine, să văd cât de vieți că ești. Și o zice de parcă aș avea 150 de kg. Stai liniște că nu cred că te depășesc cu mult și râd. Și îi răspunde, măi, Cristi, nu ți-am spus tu că te-ai îngrășat rău, ești bine, de ce sari în sus și râde? Vreau să văd și eu poze cu tine, că așa te-ai îngrășat, că nu știu ce, și pe dincolo nu se spune că te-ai îngrășat, că te-ai împlinit. Înseamnă că ai dus-o bine. Dar nu asta e problema, că nu m-am îngrășat, prieten. Am mai slăbit, prieten. De parcă aveam 200 de kg. Eu nu mă supăr, Constantina, na. Mai dăm și noi replici. Te-ai săturat de America, tot mai bine în țara noastră, spune Rodica. Nu m-a săturat nici de America, nici de România, nu m-a săturat de nimic. Merg acolo unde mă simt eu bine. Și mă voi reîntoarce în America, la anul, bineînțeles. Doamna Nina, o doamnă elegantă și foarte pricepută. Drum bun acasă, Cristi, spune Mariana Picioruș. Mulțumim, Mariana.
Valentina, bună ziua, Cristi, bine ai venit în România, multă sănătate ție și familiei tale, like. Mulțumesc, Valentina. Cristi, bine ai venit, spune Eugen, mulțumesc. Doamna Dorina, bună, Cristi, te așteptăm să revii în România, tu știi ce mai bine ce decizii ei, dar nu vreau să mă gândesc ce a fost în sufletul mamei Nina la plecare, hai bam bam. Mulțumesc, doamna Dorina, nici nu vreau să mă gândesc. Adică a fost bine? Sau nu? Corina, bună seara! Politica și religia au influențat de mii de ani. Important este să nu uităm cine suntem și de unde venim. O seară frumoasă! Mulțumesc, Corina! Așa este. Bre, bine ai ajuns! Mă bucur că ești bine! Ai grijă de tine că nu mai e doamna Nina. Seară frumoasă, spune Elena. Mulțumesc, Elena! Bine ai revenit în România, Cristi, spune și Florica. Mulțumesc, bine ai ajuns în România, Cristi, îți doresc și eu la fel sănătate și vizionări cât mai multe la vloguri. Paulina, mulțumesc. De câte ori, sensoară Leo, vrei să fii prezent? Nu știu ce a vrut să spună. Cu Leo nici nu am vorbit și nici nu cred că știe că am venit. A venit pentru mine, nu pentru alții. I-am răspuns. Bine ai revenit aici, se schimbă altfel, dar ai revenit unde te afli în largul tău. Corect, Paula. Mulțumesc. Elena, Cristi, eu am fost în America de foarte multe ori, da, sunt orașe care sunt wow, chiar wow, dar au și părți nasoale, tu spui că Miami este super, eu nu neg, dar din păcate are și părți proaste, multă lume amărâtă și acolo, multă lume în stradă fără acoperiș, plusuri și minusuri, ca oriunde, eu una nu aș putea locui în America, dar aș mai vizita de N ori, dar nu să locuiesc acolo, vezi, noi balcanii avem altă mentalitate și un sânge mai cald, părerea mea. Dar pe tine te văd trist, poate greșesc și sper să greșesc, îți doresc o viață plină de emoții frumoase. Chiar nu sunt trist, sunt fericit cu ceea ce fac și cu deciziile pe care le au. Mulțumesc! Unde vezi tu că sunt trist? S-a părut? Bine ai ajuns în România, spune Ana. Mulțumesc, Cristi, bine ai venit, dar mi se pare trist totuși, Elena spune. Ce ți se pare trist? Că am venit? Mr. Donald Trump este președintele Americii, așa cum au votat și ne-am dorit. Așa este Marcela. Salut, ce faci? Mai vii acasă, spune Bogdan. Acum două zile am venit acasă, Bogdane. Bine ai venit, Cristi, hai să nu faci comparații, spune Constantina. Nu fac nicio comparație. Mă întrebați și Robert, Cristi, o întrebare dacă permis Trump sau Kamala. Scuze, deranjul, succes, Cristi, mulțumesc. Am spus Trump. Zbor lin, Domnul să fie cu tine, spune Elena. Mulțumesc, Elena. Doamna Nina este supărată că tu pleci, se obișnuiește cu tine. Zbor lin, Cristi, spune Florica. Mulțumesc. Se obișnuiește, nu se obișnuiește. Era bine, dar e bine și așa. Doamna Nina e o scumpă, este deosebită, multă sănătate la toți din familie, mai spune Florica. Mulțumesc, Florica. Încântată de frumusețea pe care le-ai făcut în sejurul din America, spune Ana. Mulțumesc, Ana. Călătorie plăcută, Cristi, spune iar Florica. Mulțumesc. La mulți ani pentru tine, tot din partea Floricăi. Mulțumesc. Bună, Cristi, ce bine arată compotul. Mama Nina, o gospodină de nota 10. Felicitări, Florica. Compotul nu era făcut de mama, dar și mama face compot. Puteam să zic acum că era făcut de ea, nu, era cumpărat. Și mama este o bună gospodină, face compotul, gemuri și așa mai departe. Cristi, ai venit la vot în America? Ai fost la vot în America? Nu, și nici nu am drept de vot, atâta timp când nu sunt cetățean american. Au fost ai mei, bineînțeles. Au votat cu Trump. Zbor lin, Domnul să fie cu tine, spune Elena. Mulțumesc, Elena, chiar a fost bine. Măi, Cristi, ce familie minunată ai, Doamne, cine ar pleca de lângă așa familie, așa mamă scumpă și iubitoare. Păi uite că eu am plecat. Mai trebuie să facem și chestii de-astea, stăm acum numai cu familie. Ne plictisim unii de alții, nu poți să știi. Nu? Zic și eu. Mai trebuie să schimbăm și noi aerul, măi. Ne ducem în stânga, ne ducem în dreapta, revenim. Stăm așa, non-stop, numai cu familia.
mai ne trăim și noi libertate și alte chestii, nu? Am spunea Dorina, când am pierdut telefonul, mi l-au furat asiatici ăștia, cei mai mari hoți. Nu știu, n-am văzut că sunt asiatici acolo, în aeroport. Călătorie plăcută, Cristi, spune Gheorghița. Călătorie plăcută, spune Liliana, vă mulțumesc. Cristi, mama ta zice, bine să-ți faci o familie și să stai lângă familia ta în America. Da. Zice, bine, dar... Da, puțin erotica, mulțumesc. Uite ce spune Mariana. Mariana, chiar îmi cur lacrimi, nu înțeleg la ce te întorci în România, că nu te așteaptă nimeni acasă. Puteai să mai fi rămas măcar de sărbători cu familia ta, dar tu știi mai bine, călătorie ușoară să ajungi cu bine. Mulțumesc, Maria. Asta a fost decizia. Drum bun cu zbor ușor spre București. Lași în urmă nostalgie și păreri de rău, dar cine știe, totul este scris undeva, te vei întoarce tu alături de ai tăi. Spune Paula, așa este, mulțumesc. Păcat că nu-ți faci un viitor acolo, lumea fuge de România, spune Gianina. Am mai spus, nu sunt câini cu covrigi în coadă acolo. În fine, duceți-vă voi și o să-mi dați dreptate. Drum bun, Cristi, spune Constantina, mulțumesc. Iar mai spune cineva aici, Malvina, credeam că e același comentariu. Of, Doamne, Cristi, mi se rupe sufletul că pleci în România. Ce faci singur, măi, Cristi? Familia ta e acolo, părinții, frații, nepoții. O să pleci cu lacrima mare când n-or mai fi. America e țara visurilor tuturor. Nu trebuie să facem o tragedie din asta. Eu pot pleca oricând. Pot să plec și în ianuarie, pot să plec și în decembrie, pot să plec oricând. Nu e un sfârșit de lume, să zic așa. Să fii sănătoși cu toți, adică nu vine sfârșitul lumii și nu mai ne vedem, asta vreau să spun. Doamne ferește, mulțumim Marcel, să fii sănătoși cu toți, i-am spus. Happy birthday Dylan, de la Mari, mulțumesc. Paula, o familie frumoasă, păcat Cristi că ai stat cam puțin. Ți-a spus și nepotul tău, mergi data viitoare și stai mai mult. O îmbrățișare sinceră pentru mama ta, păcat că nu vei mai fi alături de dânsa. Ne vom uita la clipurile tale postate. Mulțumesc, Paula, călătorie frumoasă, Cristi. Mulțumesc, Ana. Am mai spus Dylan ceva acolo, dar m-a rugat frumos să șterg că făcuse niște glume de alea și... Da, nu era ok. Să facă și fratele tău, Gabe, vlogul, să o vedem pe mama Nina în continuare. Cam greu pentru că Gabe e ocupat cu munca, n-are cum să le facă pe toate, și fotbal, și muncă, și filmări cu mama Nina. Haideți să vă spun ceva. După ce am plecat, a început să ningă, prieteni. E zăpadă acum acolo, deci e fai de cap, e foarte frumos acum acolo de unde am plecat. Înțelegeți? Au dat zăpada și tata Aurel, mama Nina i-a spus să nu se bage la zăpada, a dat și, mi se pare că și Andreiuța și Gabe, bineînțeles, că s-a pus zăpada acolo la ei. La mulți ani, multe mesaje de la mulți ani pentru Dylan. Dylan vă mulțumește. Deci foarte multe comentarii și vă mulțumesc și eu pentru tot. Nu vreau să vorbesc prea mult, să vă arăt că am reușit să aranjez cât de cât tot ce am adus din America. Ia uitați, prieteni. A? Bam, 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 bam. Și hainele aranjate frumos. Acestea fiind spuse, prieteni, vă doresc sănătate, libertate și pace pe pământ. Bam, bam. Voi reveni. Am uitat prieteni aici. Bam, 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 bam. A reușit să le aranjez, prieteni. Și șampoane și de toate. Ciocolată. Deci hainele.
aduse din America, le-am aranjat pe toate. Și aici, dulciuri. Bam, bam.